Legarea timpurilor, fragment din cartea lui Ioan Mână Scurtă, citirea a doua, nu ultima. Nu știu ce s-a întâmplat ieri în Carul Mare. În Orion parcă e liniște. Marțienii își cer drepturile naționale, iar la noi e trist, de multă vreme. Tristețea sună în aer. Am impresia că e ajuns de ceva, mai bine zis de altceva. De altceva încă ne trăi de mine, a zis Ioan cel nou de la Cetatea Albă. Cu măsura cu care măsori ți se va măsura, a zis Ioan cel nou de la Cetatea Albă și a întrebat. Ai dureri? Am una. Spune-mi-o să-ți o alin. Neamul, am zis, mă doare neamul. Ioan cel nou de la Cetatea Albă a privit intens și departe, după care a oftat ușurat. Trece de la sine, dar numai odată cu trecerea neamului, așa a zis Ioan cel nou de la Cetatea Albă. Nu știm, a zis, pentru ce tainică lucrare au fost alcătuite popoarele. Sigur e că există și cert e că n-au fost alcătuite întâmplător. Noi, de pildă, nu știm nici măcar care-i rostul poporului nostru, dar dacă existăm, înseamnă că avem un rost. Dacă n-am avea un rost, pur și simplu n-am exista. Și rostul nostru de indivizie să aflăm acest rost înalt și să-l împlinim. Altminteri, ar trebui să recunoaștem că suntem o greșeală a istoriei. Dar nu putem fi tocmai noi unicii. Dintre toate ideile aiurite, cea mai aiurită mi se pare ideea că noi am fi putut să nu existăm. Dacă într-adevăr după moarte sufletele noastre se duc undeva, se transformă într-un alt ceva, într-un câmp energetic, de exemplu, locul acela trebuie să fie al unei tristeți nemaipomenite. Gândiți-vă, fiilor, gândiți-vă câtă tristețe trebuie să fie acumulat omenirea în lungul și zbuciumatul drum. Istoria omenirii este deocamdată o istorie a tristeței. Războaiele, cataclismele, supliciile la care au fost și sunt supuse popoare întregi, concentrate, adunate la oaltă într-un câmp energetic, de pildă. Și în această tristețe universală, ca un munte, ca un colos, trebuie că se înalță tristețea basarabeană. Această margine de țară, această margine de lume, poartă chiar de la începuturi pecetea unui blestem. Mai întotdeauna, scundele bucurii ale basarabenilor au ținut de căderea ploilor, de roada câmpului și de nașterea copiilor. Ceea ce nu încetează să mă mire este faptul că oamenii noștri au, în loc să fugă încotro văd ochii, l-au suportat. Blestemul, gândind ei, probabil că odată și odată va veni mântuirea și atunci vor fi răsplătiți din plin pentru toate rândurile de oropsiți. Poate să vă pară straniu, poate să vă pară oricum, dar altă explicație a dăinuirii noastre aici nu găsesc. Veșnic e doar cuvântul. Omul e trecător,
cum trecătoare sunt și celelalte. Veșnic e doar cuvântul și doar cuvântul trece din om în om, din an în secol, din secol în mileniu și din mileniu în veșnicie. Cuvântul este însăși veșnicia și când uităm un cuvânt, știrbim din veșnicie și când ne dezicem de cuvânt, ne dezicem de propria veșnicie. Pentru păcătoșii care își uită cuvântul, veșnicia încetează. În cuvânt se conține sufletul și cei ce își uită cuvântul nu mai au suflet. Amintiți-vă toate cuvintele pe care le știți, ca să vedeți cât suflet v-a mai rămas, a zis Ioan cel Nou de la Cetatea Albă. Ce le-aș spune fiilor? Fiilor le-aș spune așa: dacă vă lăsați de această limbă, blestemați să fiți. Dacă vă lăsați de acest pământ, blestemați să fiți. Dacă vă lăsați de acestea, nici nu existați. Iată ce le-aș spune fiilor mei în ultima clipă. Dacă n-ar exista timpul și curgerea timpului, dacă timpul n-ar curge într-o singură direcție numită viitor, lumea ar fi nespus de bizară. Timpul este cel care adună și întâlnește ființele și obiectele. Dacă timpul ar fi un fenomen static, chiar admițând că ființele s-ar naște și obiectele ar fi confecționate, ele ar exista separat și nu s-ar întâlni niciodată. Fiecare sub ploaia sa, sub soarele său, în apa sa, dar nici când împreună. Timpul este cel ce adună faptele și întâmplările în ceea ce se numește istorie, adică nici istoria n-ar exista fără scurgerea timpului. Timpul adună cuvinte în limbă, altfel el ar exista separat și, desigur, n-ar avea niciun rost. Timpul adună obiectele antichității alături de cele medievale, apoi alături de cele contemporane și, fiți siguri, le va pune și alături de cele astăzi inexistente. Voi, care ați fost scoși din timp, a zis Ioan cel Nou de la Cetatea Albă, legați timpurile dacă vreți să aveți o istorie și mai ales o rost în istorie. Eu nu sunt prorocul, eu am venit pe pământ să vestesc prorocul. Într-adevăr, el va fost vestit de la început de secol de mucenicul Mateievici și se va naște foarte curând. El va semăna cu voi și s-ar putea să nu-l remarcați în prima clipă. Păziți copiii, pentru că fiecare nou născut poate fi prorocul. Păziți mamele, pentru că fiecare femeie poate fi cea care va naște prorocul. Eu am venit să-l vestesc, ca să știți și să-l așteptați, a zis Ioan cel Nou de la Cetatea Albă și s-a dus pe gânduri. Firește, unde era să se mai ducă Ioan cel Nou de la Cetatea Albă? Convenția timpului. Eu sunt altul, dar nu tu. Astăzi am descoperit că sunt tată și vă rog să nu mă mai înfiați. Și iarăși îmi simt lipsă piciorul pierdut în Cehoslovacia, pe când încă nu eram tată, iar tata avea 19 ani. O să mă duc într-o zi să-l aduc acasă. Nu pot admite ca unicul meu trup pământesc să fie mormântat în mai multe locuri. Ce vreau să-ți spun? Sărută-mă pe trup. Auzi?
Nu-ți permit să mă săruci pe gânduri, deoarece încă sunt tânăr și nu vreau să mor. Pentru ele, pentru gândurile mele, o să tot ai timp, iar acum arată-ți alunița. Când a murit, a plâns ea și atunci am hotărât să învii a treia zi, dar unde-i ea? Constat. Trece timp. Trece-mă și tu, ca să zic că ești un timp, deși frumoasă nu ți este dat decât să fii un anotimp. Dar o să-ți vorbesc despre timp. Femeia care mă va iubi ca o nebună se va naște de azi în 100 de ani. Va fi frumoasă, firește și înțelegătoare. Va fi așa cum am visat-o și mai ales cum nu mi-am permis să o visez. Atâta doar că atunci nu voi fi decât un strămoș. Ne-am rătăcit în timp. Ne-am rătăcit la cine știe ce răscruce a timpului, trupurilor noastre omenești de muritoare. Și acum nu mai e de făcut nimic. Da, femeia aceea mă va iubi cumplit și ceea ce mă doare e că n-am să o văd. Poate doar vreo strămoașă de-a ei să îndrăznească să curseze pe retina ochilor mei atât. Am vrut să-ți las un semn că mi-ai fost dragă, pentru că doar neîntâlnindu-se oamenii își pot fi dragi cu adevăratele. Și totuși, tu, dureros de pierdută, născută de azi în 100 de ani, fii atentă când mergi primăvara printre scaieți, să nu te împiedici de sufletul meu. Am promis să-ți vorbesc despre timp. Primul timp este cel în care ne învățăm cu trupul. Ne deprindem cu el și îl deprindem și pe el să meargă, să vorbească, să clipească, să fie nebun, carnivor și doritor de toate plăcerile. Pe urmă, care urmă? Ei, punem zgardă și încercăm, ca proștii, să-l separăm de animalitate. Al doilea timp este cel în care începem a ne dezvățat de trup. Cu fiecare junghi, cu fiecare împunsătură, cu fiecare organ amputat, cu fiecare dinte căzut, cu fiecare fir de păr spulberat, ne dezvățăm de trup. Al treilea timp este cel în care suntem zvârliți afară din propriul trup și atunci cred că ne ducem să sugem lapte din țâțele căii lactee. Moartea terestră nu este decât nașterea în univers. Trupul acesta al nostru nu este decât o altă placentă maternă, crisalida din care își ia zborul în aripatul și nemuritorul nostru spirit. După care, probabil, iarăși învățăm vorbirea, iarăși învățăm mișcarea, iarăși altele. Altă vorbire, dragii mei, altă mișcare, altele. Eu n-aș putea spune unde sunt strămoșii mei în trecutul lor sau abia în viitorul meu. Mai aproape de adevăr mi se pare adevărul că ei există concomitent în trecutul meu și în viitorul lor, adică într-un fel de prezent etern. Acum ai înțeles că timpul nu este decât o convenție a duratei trupurilor noastre,
a trupurilor noastre între două nașteri?